Scandalul a avut loc vineri seara. Grigore Hortopan, în vârstă de 87 de ani, din satul Rugi al comunei Turcinești, se întorcea cu caprele spre casă în momentul în care a fost atacat de vecini. Bătrânul spune că totul s-a petrecut departe de ochii localnicilor, în apropierea unui câmp. O veni și eu dalu, tasu furca și el cu sapa mână. Și el a luat furca și mi-a tras una și m-a pus jos. Și acolo m-a omorât ca pe câine. A continuat să vă bată și după ce v-au pus jos? Da, păi jos m-au bătut. Jos m-au bătut. Cu picioarele și că până când am zis, mă, nu m-au omorât. După țipetele bătrânului, agresorii au dat bir cu fugiții. Fiul octogenarului a chemat ambulanța. Acesta susține că ar exista și câțiva martori care se aflau la muncile câmpului, dar se tem să vorbească. Am sunat la urgență, a venit poliția, salvarea, s-au dat declarații. În seara aia la poliție, respectivii susțin că ei nici nu s-ar fi întâlnit cu el, cel puțin așa au dat declarația atunci seara, dar ceea ce nu știu ei, totuși sunt martori. Fiul bătrânului a formulat deja plângere și spune că nu va avea liniște până când agresorii nu vor răspunde pentru fapta lor. Sper că legea să-și facă datoria și organele legii, ținând cont că respectivii se consideră oameni cu relații. Sper că legea totuși va fi aplicată în cazul ăsta. Medicii au acordat bătrânului primele îngrijiri medicale și l-au anunțat că va mai rămâne internat cel puțin 10 zile. E vorba de un bolnav care a venit cu un traumatism craniofacial în urma unei altercații pe acolo, pe la țară, și are niște probleme medicale destul deosebite. Are o fisură de coastă, are un enfizem cervical, are un hematom în laringe care îi putea pune în pericol respirația. Polițiștii efectuează cercetări în acest caz. S-a stabilit faptul că actele de agresiune s-au produs chiar pe raza localității de domiciliu a victimei. În momentul în care acesta se întorcea cu vitele de la câmp, a avut o discuție în contradictoriu cu alți doi localnici, iar ulterior acest conflict a degenerat cei doi agresându-l. Oamenii legii au stabilit că agresorii au 37 și 66 de ani, sunt tată și fiu și locuiesc în comuna Turcinești. Pe numele lor a fost întocmit dosar penal pentru lovire și alte violențe.